vedem în continuare imagini în direct din Lviv, Ucraina. Doamnelor și domnilor, acolo sunt mii de oameni care vor să plece din țară, vor să fugă din calea războiului, în condițiile în care am văzut în ultimele zile o intensificare a atacurilor în principalele regiuni ale țării, ale Ucrainei. Aceștia așteaptă ore întregi până când reușesc să urce în tren și să plece în acest fel din țară. Colegul meu, Andrei Negusiu, ni se alătură cu detalii. Andrei, te ascultăm. Într-adevăr, în gara din Lviv sunt mii de oameni, sunt atât de mulți încât trebuie să stea, să aștepte în afara gării pentru a li se permite să intre, pe măsură ce există garnituri de tren care să-i poată transporta în afara Ucrainei, în Polonia. Lviv este aproape de granița dintre Ucraina și Polonia, este principala rută de plecare în Polonia a refugiaților din Ucraina și aici vin oameni din toată Ucraina care doresc să fugă de război. Până acum, în aproape două săptămâni de atacuri, zona vestică a fost ferită de tot ceea ce am văzut în est, în Donetsk și în Lugansk, în nord la Kiev sau la Kharkov sau în sud la Mariupol sau Kherson. Tocmai de aceea, pentru că e atât de aproape de granița cu Polonia, oamenii vin aici, dar într-adevăr, nu știm, poate chiar zile, în funcție de cum pot fi urcați în trenuri și duși în Polonia. Reamintesc că, potrivit Națiunilor Unite, peste 1,5 milioane de ucraineni au părăsit deja țara în diverse direcții. Polonia a primit până acum cel mai mare număr de refugiați ucraineni, în jur de 800.000. Peste 150.000 au trecut în Ungaria, 252.000 în România, câte 100.000, puțin peste 100.000 în Slovacia sau în Republica Moldova. Este o situație gravă. Altul comisariat pentru drepturile omului de la ONU spune că și în interiorul Ucrainei sunt cel puțin 3 milioane de oameni care sunt strămutați, adică au fost obligați de lupte de teama avansului rus. Să plece din casele lor, să plece din regiunile cele mai expuse atacurilor, exact în aceste regiuni din vest și sud-vest, unde până acum nu au fost luptele din restul regiunilor. Este o situație foarte gravă și, de altfel, ONU a ridicat nivelul la nivelul 3, este nivelul maxim legat de astfel de crize de refugiați, tocmai pentru că situația este foarte gravă și mai ales fluxul de refugiați nu pare să încetinească, dimpotrivă, pe măsură ce continuă luptele și chiar se accentuează, se intensifică bombardamentele rusești, vedem că tot mai mulți oameni încearcă să părăsească Ucraina.